Nu cred că ar fi fost bine să existe trei cabine. N-ar fi fost ok, adică chiar dacă ar fi existat spațiu, dacă s-ar fi creat spațiu, dacă ar fi adus corturi de nuntă și fiecare avea un cort de nuntă, nu era bine. Nu aveam zis să fac vorbe de concerte, puneam pe NK, de aia niciodată n-am zis să fac vorbe de concerte, de aia mereu aveam pe NK cu chestia era. De aia n-am zis să fac vorbe. Se pare că nici de data asta n-am avut noroc să am cabina mea și trebuie să împărțim și bune și rele. Și a făcut părul 2 ore ca să-i puneți penele în cap. Bravo! Bravo! Mie! Comunicăm. În afară de momentele în care Delia poartă pene sau alte chestii care mă împiedică să mă relaxez, adică mă deranjează vizual și îmi taie gândurile când vine cu mătura aia. Am și pentru tine mult. Eu sunt șoc, am fost șocat când am văzut-o pe Delia în blugi și tricou. Pentru mine a fost un șoc. Da? Numai așa poți să mă șochez. Și cu părul oarecum normal în cap. Sau dacă ar găti, ar fi un șoc. A? Necătă? Pe Bendeac l-am văzut o singură dată în această viață, înainte să încep X-Factorul din 2012. Am comunicat vreo 20 de minute. Dar tu mai bine cu prezentarea. Am râs, am enumerat porcării, ca să zic așa, am scos toate obscenitățile posibile comasate în 10 minute. Și am plecat. Dă-le jos, dă-le. Cum a fost să rugăm o dată? Dă-le, dă-mă jos. Dar de ce cu mine? Cătălin, Ion, Ștefan, avantajele și dezavantaje. Clar, clar, un avantaj este faptul că, pentru mine, cel puțin, este faptul că e un om extrem de direct. Iar dezavantaje, că ce? Că spune foarte des cuvântul p***. Mamă, deci e incredibil. Și încă o dată mă întreb, ce p*** mea urmează? Asta ne întrebăm și noi.